Bună dimineața și bine ați revenit în terminalul DP World din Constanța. Astăzi ne propunem să vă descriem parte din investițiile și planul nostru investițional pe care ne-l propunem al derula în Constanța și România. DP World, compania noastră, este un investitor strategic încă din 2004 în portul Constanța și în România. Începând cu anul trecut, 2022, am revizitat planul de investiții și ne-am propus să facem investiții strategice care vor ajuta sectorul transporturi, nu doar în Constanța, în portul Constanța, dar și în România, creând premisele unor fluxuri de mărfuri către Europa Centrală și Europa de Est. După proiectul pe care noi l-am început acum câțiva ani, proiectul terminalului multimodal de la Aiud și proiectele pe care le avem în desfășurare cu privire la Project Cargo, la RORO, ne-am propus anul acesta să demarăm activitățile și avem acum în curs o licitație de proiectare și de execuție a unei platforme multimodale de 12 hectare, platformă care se va situa în terminalul maritim din Constanța. Această zonă poate fi conectată, această zonă logistică de 12 hectare poate fi conectată cu fluxurile provenite prin transporturile maritime, fluviale, feroviare și rutiere din portul Constanța, creând premisele unor activități specifice, activități de depozitare a mărfurilor, unor activități logistice, care să aibă ca obiectiv creșterea fluxurilor de mărfuri prin portul Constanța. În contextul în care portul Constanța a devenit cel mai important nod maritim al comunității europene în Marea Neagră, această investiție a noastră se mulează perfect pentru a satisface nevoia în creștere de fluxuri de mărfuri prin această zonă către centrul și estul Europei. Această investiție este realizată cu fonduri europene, dar și cu fonduri proprii și pot spune că se pliază perfect pe strategia pe care atât statul român, cât și compania noastră a dezvoltat-o acum mulți ani de zile, urmarea parteneriatului dintre noi și statul român, în a dezvolta sectorul de transporturi într-un mod strategic. Aș vrea să punctez acum câteva aspecte cu privire la valoarea pe care această zonă o va aduce în Constanța, dar și în România. Această zonă va fi un suport pentru operațiunile care se desfășoară acum în terminalul nostru, operațiunile care au legătură cu fluxurile de mărfuri containerizate, Project Cargo, RORO, rezultatul fiind o creștere a capacității totale. În contextul acesta, portul Constanța se bucură de o cerere în creștere de fluxuri de mărfuri, iar zona aceasta va deservi exact această nișă. Concret, la nivel macro, investițiile pe care DP World le-a început și le-a propus în portul Constanța și în România va susține un flux adițional de 1 milion de tone de mărfuri pe an. Această zonă, această platformă de 12 hectare va contribui cu aproximativ 200.000 de tone anual în acest milion. Pe lângă această investiție, investiția pe care o avem în curs de finalizare, vă dau exemplu terminalului RORO, terminalului Project Cargo și extinderii platformei pentru activități specifice terminalului de containere, contribuie cu aproximativ 1,5 milion de tone pe an. Această investiție vine într-un moment foarte bun pentru România și comunitatea europeană, întrucât portul Constanța este un port critic, pentru că aici se intersectează două fluxuri tradiționale de mărfuri. Fluxul maritim, care vine din China, prin Oceanul Indian, trece în Marea Mediterană și prin Bosfor în Marea Neagră. Acesta este un flux tradițional, dar și fluxul de mărfuri care vine pe drumul mătăsii, pe coridorul de mijloc, cum îl denumim noi, care traversează China prin Kazakhstan, ajunge în zona caspică, și din Georgia vine în Constanța. Este singurul port din Comunitatea Europeană în care cele două fluxuri se suprapun. Proiectul despre care vorbim, acesta al platformei multimodale, în care se vor desfășura servicii suport de depozitare și pentru activități logistice, își propune ca să contribuie în anul 2024 la deschiderea acestor fluxuri de mărfuri. Deci, practic, ținta noastră este ca la anul, în 2024, să avem această platformă în operare. Aceasta se aliniază perfect, conform strategiei noastre, se aliniază perfect cu planul investițional, pentru că ne-am propus ca terminalul RORO și terminalul de Project Cargo să fie operabil în septembrie-octombrie anul acesta. Terminalul multimodal din zona Aiudului, la fel, să-și deschidă porțile tot așa în septembrie-octombrie, urmând ca la anul să avem zona aceasta de logistică deschisă, astfel încât să putem finaliza planul nostru de investiții strategice. Această zonă va susține toate fluxurile de mărfuri care trec prin portul Constanța, în special prin terminalul nostru maritim, care au legătură cu containerele, cu mărfurile RORO și cu Project Cargo. Acum am să-l invit pe Cornel să ne dea câteva detalii tehnice. Mulțumesc, Cosmin. Da, este un terminal multimodal și de ce îl numim așa? Pentru că este cumva în inima și în continuarea terminalului existent. Are și va avea legătură cu danele de operare, cu apa, va avea legătură cu operarea pe cale ferată și, în special, va sprijini foarte mult traficul rutier. Această platformă betonată, această platformă multimodală, în suprafață de 12 hectare, va fi împărțită cumva în funcție de nevoile noastre operaționale. În speță, da. Cine filmează cu drona? Cineva trebuie să... Poate cu o lanternă reușim să-i... Da? Bun. Le cerem ajutorul să ne dea niște informații de la teren, astfel încât să vedem exact ce se întâmplă. Bun, platforma asta multimodală de care discutăm este împărțită cumva, cum v-am spus, funcție de nevoile noastre operaționale. În speță, undeva la 5 hectare din această platformă va fi destinată 100% depozitării mărfurilor. Undeva la 3 hectare din ea vor fi zone de acces, pentru că fiind o suprafață de 12 hectare și accesul acestor mărfuri de tip Project Cargo și suport pentru terminal necesită niște drumuri de acces suficient de bine dimensionate din toate punctele de vedere, în special safety. Din această cauză am asignat o suprafață de 3 hectare din ea pentru aceste drumuri de acces și mai avem aproximativ o suprafață de 3 hectare ca și spații adiacente și spații suport. Restul de 2 hectare sunt spații verzi, garde împrejmuire, camere și spații aferente security, controlului acces și security pentru această zonă. Ce face diferit această zonă? Pentru că noi, în momentul de față, cum a spus și Cosmin, avem o suprafață similară de platformă portoară, tot din beton, de aceleași caracteristici tehnice, în derulare, urmând a fi gata în septembrie-octombrie anul acesta. Care este diferența majoră și importantă dintre cele două platforme? Este că întreaga suprafață de platformă betonată ce vom construi, pe o lungime de 400 de metri, va avea o rampă de acces, astfel încât camioanele cu mărfuri generale, când vor trebui să ajungă la descărcare și se vor poziționa cu spatele pentru a fi descărcate mărfurile, utilajele noastre de operare vor putea să intre direct în platformele camioanelor, astfel încât, prin această optimizare a modului de operare, platforma care, din cunoștințele noastre, cumva este unică în portul Constanța, va putea crea o creștere de capacitate cu aproximativ 50% față de ce operăm astăzi. Din calculele noastre și mai detaliate, estimarea noastră este că putem opera undeva la 100 de camioane zilnic pe această platformă în acest mod. Despre ce camioane vorbim și ca să completez un pic ce a spus Cosmin, discutăm de mărfuri care sunt containerizabile, vin și pleacă din terminalul nostru în containere și fac legătura cu traficul rutier și poate în viitor cu transferul direct între calea ferată, între marfă venită pe vagoane și mai departe către containere, urmând ca să ajutăm și să diversificăm posibilitatea de a crește serviciile de export pe care noi le putem oferi. Această platformă este o platformă în total securizată și pusă la punct încă din faza de proiectare. Chiar dacă noi acum în licitație am solicitat proiectare și execuție, în caietul de sarcini am creat premisele ca ofertanții să vină foarte clar cu soluții de digitalizare, cu soluții de automatizare, astfel încât timpii morți de operare pe această platformă multimodală în viitor să fie foarte mult reduși. Nu numai pentru această platformă, vedeți și dumneavoastră situația din Portul Constanța, reușim împreună cu echipa să creăm premisele ca acest trafic să poată fi foarte bine gestionat, astfel încât să creștem această capacitate de care vorbeam. Platforma este din beton, o să avem o suprafață, o grosime de aproximativ între 30 și 45, funcție de zonele de operare de beton. În acest fel creăm premisele unei capacități de aproximativ 14 tone pe metru pătrat ca și depozitare, o capacitate suficientă pentru a răspunde pozitiv tuturor cerințelor în momentul de față de pe piață din punct de vedere operațional pentru mărfuri de tip Project Cargo. Cam astea sunt în câteva cuvinte tehnice. Mulțumesc, Cornel. Contextul în care se va finaliza această platformă ne va ajuta să închidem tot proiectul acesta major de investiții în România, pentru că vom crea fluxuri, capacitate pentru fluxuri noi, spunea Cornel, fluxuri RORO, care leagă Turcia de comunitatea europeană prin portul Constanța, va lega drumul mătăsii, porturile din Georgia, Poti, Batumi de Constanța, astfel încât fluxurile de mărfuri să se ducă în zona din centrul și estul Europei. În momentul de față, pentru că suntem cu câteva luni înainte de finalizarea terminalului RORO, avem discuții comerciale, astfel încât să putem împreună cu autoritățile să finalizăm modul în care gestionăm aceste fluxuri de mărfuri. În același timp, o parte din investiție se referă și la un scanner pe care noi îl vom instala și este în curs de execuție. O să-l vedem cu toții când vom face turul de terminal. Acest scanner va avea o capacitate de între 60 și 70 de scanări pe oră, astfel încât mărfurile care se vor descărca pe camioane RORO, care vin din Georgia sau din Turcia, să pot fi scanate imediat la descărcarea de pe vapor, iar autoritățile să poată să dea liberul de vamă sau liberul de plecare, astfel încât eficiența eliberării mărfurilor din portul Constanța să crească. Vom oferi acest scanner, va fi controlat, e o investiție noastră, însă va fi controlat în exclusivitate de către Vama Română. Dânșii vor gestiona aceste fluxuri și vor lua decizii de eliberare și de, și de control al mărfii. Terminalul din Aiud este un terminal care se va lega de terminalul din Constanța. La momentul de față, suntem cu câteva luni înainte de finalizare, avem demarate discuții pentru a crea un serviciu regulat de transport feroviar între Aiud și Constanța, nu doar pentru containere, dar și pentru semiremorci, fluxurile acelea care vor veni prin RORO, astfel încât în momentul deschiderii să avem deja trenurile programate și fluxurile de mărfuri să înceapă să curgă. Cu autoritățile am început de mai bine de un an de zile un grup de lucru cu toate autoritățile care au abilități de control al mărfii în portul Constanța, Am vizitat și alte porturi europene în care fluxurile din zone non-europene vin în zona europeană, astfel încât să identificăm procesele și similitudinile pentru a oferi servicii competitive cu alte porturi europene. Autoritățile au răspuns foarte bine, am fost în vizite de lucru, ne-am întors la mesele de lucru, am dezbătut și am eficientizat procesele și noi considerăm că suntem în momentul finalizării acestor procese. Practic, noi ne dorim nu doar să creștem fluxurile de mărfuri prin portul Constanța datorită unei capacități de depozitare și de activități logistice crescute, dar creștem acest fluxuri de mărfuri, dar și prin eficientizarea proceselor și modului de lucru pe care noi l-am stabilit împreună cu autoritățile. Și fac referire la ce a spus Cornel de soluții de digitalizare. În momentul de față, noi lucrăm foarte strâns cu autoritățile să digitalizăm procesele, astfel încât clienții care își vor lua mărfurile să le aibă eliberate și tranzitate prin portul Constanța într-un mod mult, mult mai eficient, crescând astfel capacitatea de fluxuri prin portul Constanța. Noi am terminat, am finalizat elementele pe care ni le-am propus a le puncta în discuția cu dumneavoastră și suntem deschiși la întrebări și după aceea poate să putem face și un tur de terminal ca să vedeți stadiul lucrărilor la momentul de față. Da, vă rog. Dacă permiteți, ați vorbit foarte mult de creșterea capacității. Ca să ne facem idee, da, dinamica operațiunilor, comparativ cu acum 2 ani, 5 ani, ce ar putea însemna? Procentual efectiv sau o comparație mai sugestivă raportată la operațiunile, la nivelul de operativitate de acum câțiva ani în urmă? Da, mulțumesc pentru întrebare. Investițiile pe care noi ne le-am propus a le finaliza, începute în anii trecuți și care se vor finaliza anul acesta și anul următor, vor crea capacitate pentru 1 milion de tone de mărfuri pe an. În contextul în care portul Constanța a stabilit un record în anii trecuți de 70 de milioane de tone trecute manipulate în portul Constanța. Deci noi venim și creăm capacitate de încă 1 milion. Asta este una. Dacă ne uităm la fluxurile de containere, capacitatea noastră acum a terminalului de containere este aproximativ de 1 milion de teuri. Asta este unitatea de măsură specifică operării unui terminal de containere în industrie. Creând încă o platformă de aproape 16 hectare în zona de dezvoltare care acum se finalizează, vom crea capacitate pentru încă câteva sute de mii de teuri pe an, în condițiile în care este nevoie de aceste fluxuri să fie gestionate prin portul Constanța. Contextul actual este unul favorabil portului Constanța pentru că este o nevoie în creștere de servicii de manipulare prin portul Constanța. Dacă vorbim de fluxurile de mărfuri RORO, noi ne-am propus prin RORO să gestionăm aproape 50.000 de unități manipulate la nivelul an, în faza finală. La început ne propunem să operăm o navă RORO la fiecare 2 zile, de luni până vineri. Ulterior, odată cu faza următoare de eficientizare, noi ne propunem să gestionăm, Doamne ajută, la anul să ajungem să gestionăm 1 vapor pe zi. Un vapor care poate să aducă până la 180 de unități în portul Constanța și să preia alte 180 de unități. Deci vorbim de câteva sute de unități tranzacționate în câteva ore numai pentru vapoare de RORO. Dacă vorbim de Project Cargo, portul Constanța are nevoie de o zonă de depozitare mărfurilor agabaritice. În portul Constanța există capacitate de manipulare, dar în portul Constanța noi am descoperit prin studiul de fezabilitate și prin analiza de trafic pe care le-am făcut ca parte din proiect, am descoperit că este nevoie de spații de depozitare pentru aceste mărfuri agabaritice. Aceste mărfuri agabaritice ce sunt? Pot fi anumiți investitori strategici care își doresc să relocheze, să spunem, din Cehia în Georgia o fabrică. Sau, dacă producătorii de eoliene vor să aducă pentru Ungaria sau pentru România un număr de câteva mii de unități, unde se pot manipula. În portul Constanța, unde se pot depozita. Capacitatea de depozitare e limitată. Ei bine, noi creăm acea capacitate de depozitare. Pentru că vom aduce aproape 16 hectare în zona de dezvoltare A, în curs de finalizare, și încă 12 hectare pe care ne le propunem a le da în folosință la anul. Contextul este în felul următor. Finalizarea investițiilor în portul Constanța, pe zona actuală pe care noi o operăm, va crea 80 de hectare spații de manipulare și depozitare în portul Constanța, destinate mărfurilor containerizate, mărfurilor RORO și Project Cargo. 80 de hectare. Când am preluat noi terminalul în 2003, când s-a câștigat licitația aceea organizată de către Ministerul Transporturilor, capacitatea, suprafața terminalului era aproximativ 30 de hectare. Acum noi o ducem la 80 de hectare. Așa ca să punem în context. Și sper că lucrurile astea vă răspund întrebării. Alte întrebări? Puteți să ne vorbim și despre costurile acestui nou terminal, dacă există și fonduri europene? Oh, sigur. Da. Valoarea totală a proiectului, estimată la nivel de studiu de fezabilitate, este undeva la 286 de milioane de lei, care, în urma analizei cost-beneficiu aplicată la acest studiu de fezabilitate, fonduri nerambursabile, eligibile în cadrul proiectului, sunt undeva la 186 de milioane de lei, restul fiind din bugetul nostru. Pentru zona... Pentru zona D. Asta este pentru proiectul de care discutăm, da. Există în proiectul nostru, și veți citi și în broșură, sunt sume care sunt alocate de către Comunitatea Europeană pentru dezvoltarea sectorului de transport, platformelor, dar sunt și lucrări adiacente și parte din aceste platforme sunt lucrări care sunt neeligibile, pe care le vom asuma din fonduri proprii. Avem pe terminalul de la Aiud, de exemplu. Terminalul de la Aiud este în exclusivitate investiție directă a noastră, a DP World în România. Acolo nu sunt fonduri europene. Pentru zona de dezvoltare și de extindere, acum în curs, zona A, cum îi spunem noi, avem un parteneriat cu fonduri europene. Pe valoarea inițială a proiectului, noi am atras 45 de milioane de fonduri europene, de euro, mersi, 45 de milioane de euro în fonduri europene, iar contribuția noastră se va ridica la 18 plus încă 10, aproape 30 de milioane. Da. În zona de dezvoltare de aceasta, de platformă de multimodal, avem atrase aproape 35 de milioane de euro în fonduri europene, sumă care va fi aproape dublată de către noi prin investiția noastră pentru zonele conexe, astfel încât să finalizăm. Da. Două cuvinte despre necesarea forței de muncă. Aceste noi capacități de operare vor genera locuri de muncă? O, da, se vor genera multe locuri de muncă. În momentul de față avem în recrutare aproximativ 30 de locuri de muncă noi și vom crea locuri de muncă în următoarele faze. Vom avea un exercițiu de recrutare și către finalul anului, vom mai avea încă un exercițiu de recrutare și anul următor, totul în linie cu fazarea comercială. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că chiar dacă platforma este finalizată, asta nu înseamnă că utilizarea ei va fi 100% din ziua 1. Și noi ne propunem, cum spuneam mai devreme despre terminalul RORO, deși capacitatea lui este să gestioneze un vapor pe zi, noi la început credem că vom gestiona un vapor la 2 zile. Vom recruta necesar de forță de muncă pentru un vapor la 2 zile, urmând să creștem. Credem noi că când vom finaliza toate lucrările, cred că se vor crea peste 100 de locuri de muncă în portul Constanța. Da? Vă mulțumim frumos și vă dorim succes!